Lista de investiții pentru anul 2017 la Șimleul Silvaniei se referă la îmbunătățirea infrastructurii în mod special. Rețeaua de apă și canalizare sunt prioritare, susține primarul orașului Șimleu, Septimiu Țurcaș. Prioritatea pentru acest an este aceea de a crește nivelul de trai al locuitorilor orașului. Apa și canalizarea se află în vizorul autorităților. Așa cum am mai spus, pentru orice primar responsabil, prioritatea pentru o comunitate, pentru orașul nostru, în cazul nostru, este aceea de a asigura condiții de bună funcționare a utilităților. Și aici ne confruntăm cu probleme relativ mari, în special pe partea de apă și canalizare, acolo unde rețelele sunt foarte vechi. Și cu mâhnire vă spun că aceasta a doua parte a programului de post-mediu se prelungește foarte mult. Dacă aveam siguranța, certitudinea că pe final de 2015 o să ne apucăm cu cea de-a doua parte, respectiv cu canalizarea în întregul oraș și schimbarea rețelelor de apă care sunt compromise, care sunt foarte vechi, rețelele în special cele care sunt din fontă, din păcate lucrurile se amână destul de mult și se pare că de-abia în trimestru 3 sau trimestru 4 al acestui an șansele de a începe această investiție vor fi reale. În discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții companiei de apă din Cluj, se pare că doar în trimestru 3 lucrurile se vor tranșa la Comisia Europeană și asta va face ca investiția în comunitățile noastre, în orașele noastre, să se desfășoare, evident, mult mai târziu decât ne-am propus. În premieră, la întocmirea listei de investiții, au fost abordați și locuitorii orașului, care au putut să-și exprime dorințele într-un sondaj realizat pe pagina de socializare a primăriei. Sondajul acesta, pe care chiar l-am în față, reiese că cea mai mare dorință a șimleanilor ar fi aceea de a reabilita podul din Gheorghe Lazăr și lărgirea pentru fluidizarea traficului. Ce pod este acesta? Este podul care face legătura dintre fabrica de șampanie, adică lângă fabrica de șampanie, înspre dreapta, care duce spre cartierul Gheorghe Lazăr. Este un pod relativ vechi, un pod relativ strâmt, un pod în care circulația este, mai ales când bariera la care calea ferată este lăsată, este blocată, și ne-am propus să, la intenția pe care o au foarte mulți oameni, cei mai mulți, să demarăm această investiție. Evident că nu vom reuși ca acest pod să-l finalizăm în acest an, pentru că probabil că ar însemna să nu mai facem decât încă 2-3 lucruri. Dar cu siguranță vom demara această investiție, pentru că din punctul de vedere al oamenilor care s-au exprimat, este prima investiție care este dorită de către șimleani. Pe lista de investiții dorite de locuitorii orașului Șimleu Silvaniei se mai numără și amenajarea pieței agroalimentare și reabilitarea cetății Batorii.